Urmărești Setea de Sens cu Marius Constantinescu și Valentina Vesler. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica. Bine, v-am regăsit la un nou episod din seria de podcasturi hidratate de Aqua Carpatica, alături de noi, ca de fiecare dată este Valentina Vesler. Bine ai revenit, Valentina! Bine, te-am regăsit! Uite, îți propun astăzi să vorbim despre cultivarea vocabularului și. Um... Gândindu-mă la această temă, mi-am adus aminte o experiență amuzantă din perioada tinereții, de mult trecută, de altfel. Eram. Aveam un prieten foarte bun care își dorea să impresioneze o fată care, acea fată, avea ceva lecturi până la vârsta aia, așa că vorbea destul de bine în limba română. Dar el nu. Și pentru că vreau să o să impresioneze, a zis, păi, știi ceva, eu nu prea mai am timp să citesc atâtea cărți ca să o impresionez pe fata asta. Ia să-mi iau eu dex și să învăț cuvinte. Și eu m-au luat dex și pe bune am învățat foarte cuvinte, multe cuvinte pederos pe de rost pe care le foloseam când ne întâlneam. Așa știi cum îi se năzăreai, să-i aduceai la minte că s-ar putea să se încadreze în, în bine în frază ce zici de această, și eu am o, de această experiență? Și eu am o glumă de genul ăsta, mama avea o prietenă, <coughs> n-am să-i spun uh, numele, uh, folosea, știa foarte multe neologisme și cuvinte surprinzătoare, care nu sunt da. în vocabularul de bază, dar le folosea Complet aiurea. Complet aiurea și era. Nu înțelegeai de fapt ce vrea, pentru că uh -huh. când le folosești aiurea, nu știi da, ce, da, da. ce zice emițătorul, receptorul nu înțelege. Uh -huh. Și la noi s-a transformat în bancă. În momentul în care cineva greșește un cuvânt, adică nu-l contextualizează bine, uh, alo, doamna. Uh -huh, uh, deci, uh, la noi e deja glumă, pentru că toată lumea știe, toată familia știe de. Deci era ceva surprinzător. Îți dădea cu 404, cum ar zice Fimiu, eram în eroare totală. Nu de expresie asta, apropo de cultivarea vocabularului. 404? da. Păi știi, blue screen, când îți apare pe monitor, s-a stricat, nu mai funcționează, scrie un 404. Vezi ce calculator bun am, că n-am mai văzut de Nu mai văzut de multă vreme. Nu. ți-a dus aminte? Dă da, era, era cifra aia care indica. Sau îți dă cu miră. Ai mai auzit-o pe asta? Nu. Știi ce e mira? Nu. Mira este uh, acel ecran care apărea da. la sfârșitul programului, când se încheia programul. Știi, Aha, pe când te pe vremuri, da, era Mira. Mira sunt culorile ah, alea. Da, 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 wow! Da, 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 da. da sunt da. tot felul de slanguri din Aha. astea, ar, uh, jargoane, argou, argo. Sar, ar, argo. argo uh, Poate un pic mai specializat <laughs> pentru uh, tocilari. Da, cultivarea vocabularului. Uh, să știi că și eu am făcut. Uh, am luat dicționarul de limbă engleză într-o vacanță și m au apucat Toți să. Tot să impresionez pe vreunul. No, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu. Eram tocilară. <laughs> <laughs> și am, când am ajuns la litera B, eram deja terminată. <laughs> jumate de vacanță s-a dus și am zis, păi, în halul ăsta eu nu ajung nicăieri. Și când. Evident profame de engleză când am ajuns toamna la școală și am povestit Mi-a zis că este complet greșit ce am vrut eu să fac mm. Pentru că un cuvânt trebuie contextualizat Mă rog, hai să nu intrăm mm. în detalii tehnice Asta poate să fie un alt subiect cu totul aparte Dar cultivarea vocabularului nu este atât de importantă cât cultivarea unui limbaj ales, unei, unei igiene a exprimării. Pentru că degeaba ați cultiv vocabularul, a se vedea în vezi dicționarul pe de rost. A avut Zistim, succes, mă? știi, până la urmă. A avut succes, a da. impresionat-o pe fată? Da, dar nu cred că vocabularul a impresionat-o. Și eu asta zic, sau măcar efortul, efortul. Alte daruri, da, efortul. <laughs> e, 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 foarte important ca vocabularul să fie Cultivat activ Dacă luăm expresia ca atare Cultivarea vocabularului Ca pe un act de uh, Act conștient De uh, dezvoltare A ta personală Da, asta înseamnă lectură Asta mm. înseamnă uh, Exprimare Vorbită, înscris Public Public, da. Da, da, da. <laughs> public speaking Așa public Speaking, așa, vorbire în public, aș recomanda măcar așa un, un curs scurt și în forță, un curs de actorie, oricui, absolut oricui, pentru că eu n-am făcut și mi-aș dori să să fac pentru că eu sunt convinsă că gestionarea. Emoțiilor ajută și la dezvoltarea vocabularului mm. Pentru că dacă tu gestionezi emoțiile Din sacul ăla de cuvinte pe care tu l-ai învățat Le alegi pe cele potrivite Și îți mai aduce aminte și de gramatică Adică ai grijă cum formulezi Ai grijă cum te exprimi Mă rog, e, e vorba. Am avut o, o discuție la un moment dat cu un profesor, un profesor de mei, care observase niște virgule, puse uh, recurent și mi-a spus că nu este o greșeală a studentului o greșeală de bază, ci este un model mental, este mm. o, o recurență care vine dintr-un model uh, mental. Și atunci, model mental însemnând, însemnând o, un pattern, uh -huh. un pattern pe care îl are în gândire. Face o pauză, pentru că, în general, virgula <fie> este o pauză. <fie> <nu>? <fie> da, da, da. Și face o pauză. Și el, dacă face pauză, pune virgula și m-a pus un pic pe gânduri. Ei, sunt foarte multe lucruri care, care construiesc acest vocabular al nostru și exprimarea în sine, uh, și cred că ar trebui să o. S -o cultivăm sau să încurajăm pe copii să se exprime. Eu am văzut uh, exprimări dintre astea așa super stereotipe. Adică propoziții care nu puteau să treacă <laughs> mai departe de un determinant al uh, substantivului. Deci Scurte, pac, pac, mitraliere. Da, nu știu dacă ai văzut doi puși de 11 ani vorbind mm. după Minecraft, mm. după ce se joacă. Nu înțeleg absolut nimic. Asta Ei sunt foarte ceva. fericiți. Deci da. nici nimic, nicio, da, nicio, nici că, Maria, ne uităm, era să zic achiori unul la altul, pentru că nu, nu suntem înțelegi, acolo. Da, da. <coughs> e, acum, dacă e să ne ducem înapoi în istorie, limba, limba este, uh, și nu în istorie, antropologie și multe alte științe din astea care studiază, inclusiv limba, uh, limba este o convenție, nu? N am zis-o eu, a zis-o și sosior și atunci Aha, exact. nimic din uh, calitatea intrinsecă a obiectului nu determină. bine mi-a adus aminte de asta? Uh, nu determină, uh, uh. în afară de onomatopeie. <laughs> exact, exact. Intră într-o altă categorie. Ei, uh, și atunci ei și-au dezvoltat un alt da. cod de comunicare. Limba este pentru a comunica. Exact. Vocabularul pentru asta este. Și codul lor de comunicare este un pic altul. Dar. Uh, Exprimarea de acest fel servește în anumite scopuri, pe când exprimarea complexă, alegerea cuvintelor din vocabular, frazele ample, dovedesc o flexibilitate a gândirii. Și atunci este ca un fitness, ca un antrenament pe care omul îl face. Îmi pare rău că acum la final nu pot să împărtășesc și cu ascultătorii noștri un mic video, un interviu pe care l-am făcut cu fiul meu de 11 ani în timp ce eram la schi și îl întrebă Șefrem, cum îți place? Bine! Și mai vrei să venim? E fain aici? Bine! Da, poți să spui și altceva pentru, pentru bunicii care vor să te asculte. Bine, deci, atâta atât am să cultiv, atâta vocabular s-a cultivat în fiul meu. Vă mulțumesc pentru atenție, a fost un nou episod din seria de podcasturi hidratate de Aqua Carpatica împreună cu Valentina Vesler. La revedere! Ai urmărit Setea de Sens, un podcast pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.